Salutare, bine ați venit la Mate pentru Toți! În tutorialul de astăzi voi prezenta câteva noțiuni de trigonometrie în triunghiul dreptunghic și anume vom vorbi despre sinusul, cosinusul, tangenta și cotangenta unui unghi ascuțit. Pentru început am desenat un triunghi dreptunghic cu măsura unghiului ABC de 90 de grade și am construit EMN paralelă cu BC. Deci EMN este paralelă cu latura BC. Avem dreptul să folosim teorema fundamentală a asemănării și știm că dacă construim o paralelă la una din laturile unui triunghi, atunci se formează un nou triunghi, triunghiul AMN, este asemenea cu triunghiul ABC, cu triunghiul inițial ABC. Dacă aplicăm mai departe definiția triunghiurilor asemenea, știm că a, triunghiurile asemenea aveau unghiurile care era în corespondență congruente 2 octe 2 și se vede unghiul acesta de 90 de grade este congruent cu acesta. Sunt unghiuri corespondente congruente. Avem două drepte paralele tăiate de secanta AB, iar aceste cele două unghiuri sunt unghiuri corespondente congruente. De asemenea, unghiul cu vârful în N este congruent cu unghiul cu vârful în C, iar unghiul A este un comun și triunghiul mic și triunghiul mare. Pe noi în schimb ne interesează ce se întâmplă cu laturile și vom scrie că laturile sunt proporționale. Cine sunt proporționale? Latura AM este proporțională cu latura B. latura AN este proporțională cu latura C. și a mai rămas MN proporțională cu latura BC. Acum vom lua Uh, ultimele două rapoarte și le mai scriem încă o dată. Deci a ien supra c este egal cu ien ien supra bc. Am obținut o proporție. Vom folosi proporții derivate și anume vom lăsa mezii așa cum sunt scriși, adică ien și a c rămân neschimbați. În schimb, extremele aceștia le vom schimba, locurile le vom permuta între ei, adică BC trece sus în locul lui IN și IN trece jos. Avem voie să facem acest lucru deoarece produsul mezilor și produsul extremilor nu se schimbă niciuna dintre cele două proporții. De, ce de ce ne interesează ceea ce am calculat noi aici? Pentru că dacă ne uităm în triunghiul mare... BC se opune laturii, se opune unghiului A, iar AC este ipotenuza în triunghiul mare. Deci, raportat la unghiul A, BC este latura opusă unghiului A, supra ipotenuza AC. Iar din AC, în triunghiul mic, A, IMN, este cateta care se opune unghiului A, iar AN este ipotenuza în triunghiul mic. Și asta ne arată că oricâte paralele aș construi eu la latura BC, în permanență toate rapoartele acestea vor fi egale cu cateta care se opune unghiului A și ipotenuza corespunzătoare ce se formează în acel triunghi. Și astfel suntem conduși la ideea de a defini o funcție numită funcție trigonometrică și în cazul nostru avem funcția trigonometrică sinus. Voi nota măsura acestui unghi cu x și atunci sinus de x va fi egal cu. În triunghiul mare avem cateta opusă supra ipotenuză, o să scriem pe așa. Cateta opusă unghiului cu măsura x este BC supraipotenuza care este AC. Iar dacă luăm în calcul sinusul unghiului nostru în triunghiul mic AMN, obținem cateta opusă unghiului nostru care este supra supraipotenuza care este în triunghiul mic AN. Și observați că am descoperit exact ceea ce am argumentat aici. Adică aceste rapoarte, vor fi, egal, vor fi constante, vor avea aceeași valoare constantă și fiecare dintre aceste rapoarte de fapt reprezintă sinusul unghiului nostru. Analog se definește cosinusul. Haideți să scriem și pentru cosinus. Cosinusul unghiului nostru este cateta alăturată supra ipotenuză. Analog se poate demonstra folosind tot relații de aici. Cateta alăturată unghiului nostru în triunghiul mare este cateta AB, supraipotenuza în triunghiul mare este AC. Iar acest raport rămâne constant și este egal cu în triunghiul mic. Cateta alăturată unghiului nostru este AM, supraipotenuza care este AN. Tangenta. Se definește ca fiind cateta opusă supra cateta alăturată. Cateta opusă în triunghiul mare este BC. Supra cateta alăturată în triunghiul mare este AB egal cu în triunghiul mic cateta opusă este MN supra uh, cine este cateta alăturată în triunghiul mic AM. Iar cotangenta, observați că este definită ca fiind cateta alăturată supra cateta opusă, adică inversa tangentei. Păi dacă este inversa tangentei, adică cateta alăturată supra cateta opusă, înseamnă că o să fie și inversa acestor rapoarte. Deci va fi AB supra BC egal cu AM supra EML. Din aceste relații, ține minte că tangenta este inversa cotangentei, adică putem să scriem 1 pe cotangent de x, sau cotangent de x este inversa tangentei 1 pe tangent de x. Ține minte aceste uh, relații pentru că ele ne permit să calculăm cotangenta în funcție de tangentă sau tangenta în funcție de cotangentă. De asemenea, să mai argumentăm care este legătura între sinus, cosinus și tangentă. Ia să vedem cât ar fi sinus de x supra cosinus de x. Sinus de x, dacă ne raportăm în triunghiul mare, mă voi raporta. Sinus de x, am văzut că era între în triunghiul mare BC supra AC. Deci BC supra AC împărțit, linia de fracție înseamnă împărțire, cosinus de x este în triunghiul mare AB supra AC. Împărțirea știm că se efectuează mulțind prima fracție, primul raport cu al doilea inversat. Se simplifică AC cu AC și obținem BC supra AB. Dar unde am mai întâlnit noi BC supra AB? La tangentă, deci egal mai departe cu tangent de X. Deci ține minte că tangenta unghiului X este de fapt sinus de X supra cosinus de X. Și vom avea nevoie de această relație. Imediat, deci tangent de x este sinus de x supra cosinus de x, iar cotangenta se argumentează analog că este cosinus de x supra sinus de x. Concluzie, ce este foarte important de reținut. Foarte important este să ținem minte definițiile pentru aceste funcții trigonometrice. Aceste ce sunt aceste uh, funcții trigonometrice, sinus, cosinus, tangent și cotangent. Sunt de fapt niște rapoarte, sunt niște numere. Iar pentru a obține valorile corespunzătoare acestor funcții trigonometrice, trebuie să știm lungimile catetelor, cateta opusă, cateta alăturată sau impotenuza, în funcție de funcția trigonometrică pe care vrem să o determinăm. Legăturile dintre tangentă și cotangentă sunt date aici, iar legăturile între sinus, cosinus și respectiv tangentă și cotangentă sunt date aici. Plecând de la aceste informații, putem să um, deducem valorile funcțiilor, funcțiilor trigonometrice pentru sinus, cosinus, tangent și cotangent. Um, găsite corespunzător unghiurilor de 30 de grade, 45 de grade și 60 de grade. Cum, cum ține minte valorile acestui tabel? Haideți întâi să să vedem cum putem memora ușor aceste valori și apoi voi demonstra cum s-a ajuns la aceste valori. Dar întâi să vedem în ce mod am putea să reținem mai ușor valorile acestui tabel. Avem aici sinusul, Cosinus, tangent și cotangent de x. Iar valorile uh, care apar cel mai des în, uh, în probleme sunt acestea, 30 de grade, 45 de grade și 60 de grade. Cum ține minte valorile ușor? Le ține minte așa, la sinus și cosinus avem peste tot fracții unde numitorul este 2. Dacă ne uităm cu atenție în tabelul acesta, peste tot la numitor avem 2. Deci, ține minte că valoarea sinusului și cosinusului pentru aceste oricare dintre aceste 3 unghiuri, 3 măsuri, valoarea, la numitor avem valoarea 2. Iar sus cum ține minte valorile? Avem radical din 1, radical din 2, radical din 3, iar aici este radical din 3, radical din 2 și radical din 1. Aici observați că n-am mai pus radical de 1 pentru că știm că este 1, dar pentru a fi mai ușor de reținut, așa puteți să memorați valorile pentru sinus și cosinus. Aici radicalul este în ordine crescătoare, aici radicalul în ordine descrescătoare. Haideți să vedem acum cum deducem tangenta și cotangenta. Tangenta și cotangenta le vom găsi cu aceste valori, adică am văzut că tangent de x este sinus de x, supra cosinus de x. Și atunci înseamnă că tangent de 30 de grade, pentru a afla tangenta, împărțim sinus de 30 de grade la cosinus de 30 de grade. Sinus de 30 de grade din tabel este 1 pe 2, împărțit la cosinus de 30 de grade este radical din 3 pe 2. Înmulțim prima fracție cu a doua inversată, se simplifică prin 2, obținem 1 pe radical din 3, Putem să lăsăm valoarea 1 pe radical din 3, observați în tabela aici eu am trecut radical din 3 supra 3. De ce? Pentru că dacă aș raționaliza, aș obține radical din 3 ori 1 radical din 3 supra radical din 3 ori radical din 3 care este radical din 9, adică 3. Haideți să vedem și cotangent de 30 de grade. Cotangenta este cosinus de 30 supra sinus de 30. Sinus de 30. Deci va veni, de fapt, aceeași împărțire, dar astea scrise inversa. Radical din 3 pe 2 împărțit la 1 pe 2. Înmulțim prima fracție cu a doua inversată. A doua inversată 1 pe 2 este 2 pe 1. Se simplifică 2 cu 2 și obținem radical din 3 pe 1, adică radical din 3. Deci aici este radical din 3 pe 3 și aici este radical din 3. Tangent de 45 de grade. Păi este sinus de 45 supra cos de 45. Sinus de 45 de grade am văzut că este radical din 2 pe 2. Împărțit la cos de 45 este tot radical din 2 pe 2. Numerele fiind egale, rezultatul va fi 1. Și evident că dacă vreau să calculez cotangenta, va veni cosinus de 45 împărțit la sinus de 45. Ele fiind egale, vom obține tot valoarea 1. Iar pentru 60 de grade, tangent de 60 de grade este sinus de 60 de grade supra cosinus de 60 de grade. Sinus de 60 de grade este radical din 3 pe 2. Împărțit la cos de 60 de grade este 1 pe 2. Înmulțim prima fracție cu a doua inversată, se simplifică prin 2 și obținem radical din 3. Iar din coace, dacă împărțim cosinusul la sinus ne va da radical din 3 pe 3. Ce remarcați? Valorile de aici aceasta este egală cu aceasta, aceasta este egală cu aceasta. Iar la tangenta la fel, asta de aici este egală cu asta de aici și asta de aici este egală cu asta de aici. Iar la 45 de grade, observa sinusul și cosinusul sunt la fel, tangenta și cotangenta sunt la fel. V-am prezentat modul cum putem ține minte acest tabel, acest tabel trebuie memorat. Haideți acum să vedem de unde au apărut aceste valori. Să ștergem și să deducem, să arătăm cum, cum a apărut, cum au fost descoperite aceste valori. Vom pleca de la un triunghi dreptunghic. Bineînțeles, tot ce discutăm astăzi este valabil într-un triunghi dreptunghic. Considerăm aici, să zicem, unghiul A, unghiul B, unghiul C. Vom presupune că acest unghi are măsura de 30 de grade. Voi nota latura AC, să zicem, cu A mic. Ipotenuza am notat-o cu A mic. Și vom arăta că latura BC, Adică această catetă care se opune unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Cum arătăm? Facem următoarea construcție ajutătoare. Construim în partea stângă un segment de aceeași lungime cu latura BC. Și aici să punem punctul D. Astfel încât astea două sunt congruente. Adică cu alte cuvinte am construit simetricul punctului C în raport cu punctul B. Așa cum știm, dacă D este C are pe B, dacă simetricul lui C în raport cu B este punctul D, atunci B va fi la mijloc și dacă unim A cu D, atunci vom obține aici tot un drept, triunghiul din stânga este congruent cu cel din dreapta deoarece cateta AB este o catetă comună și BD este congruentă cu BC, atunci, conform cazului de congruență catetă-catetă, triunghiurile vor fi congruente. Cine ne arată nou acest lucru? Că dacă triunghiurile sunt congruente, dacă acest unghi are măsura de 30 de grade, acesta avea, va avea măsura tot de 30 de grade. Aici, evident, în triunghiul ABC, dacă știm două unghiuri, putem să-l găsim din 180, dacă scădem... 90 cu 30, adică 120, obține măsura acestui unghi 60, la fel și în partea cealaltă. Acest unghi are măsura de 60 de grade. Și ce constatați? Că s-a format aici un triunghi ADC, uh, care are toate unghiurile cu măsuri, uh, fiecare unghi cu măsura de 60 de grade. Ori știm că triunghiul în care toate unghiurile au măsura de 60 de grade este triunghi uh, echilateral. Deci ADC echilateral. La Păi dacă este triunghi echilateral înseamnă că latura AC va fi egală cu latura AD și egală cu DC. Dacă am notat aici cu litera lungimea lui AC înseamnă că și aici avem A și aici avem A. Dar observați că atunci când am construit punctul D, B-ul l-am considerat la mijloc și atunci latura A Uh, DC, având lungimea A, înseamnă că segmentul DB va fi jumătate din A, adică AP2, și segmentul BC va fi jumătate din A, adică AP2. Și astfel, observați că, într-adevăr, latura BC va fi jumătate din AC. AP2 este jumătatea lui, A, adică va fi jumătate din ipotenuză. Și ține minte această informație, o să numim ceea ce am scris aici, teorema unghiului de 30 de grade în triunghiul dreptunghic, care afirmă că într-un triunghi dreptunghic, cateta, și să o desenăm încă o dată, să o evidențiem, cateta aceasta, care se opune unghiului de 30 de grade, este jumătate din ipotenuză. Adică BC este mereu jumătate din ipotenuză dacă această catetă se opune unghiului de 30 de grade. Vom veni acum și cu o completare la această teoremă. A, voi șterge aici. Deci am făcut această construcție ajutătoare doar pentru a demonstra ce ne interesa. Acum revenim și acum ne propunem să vedem cât ar fi latura AB în funcție de latura AC. Și vom folosi în triunghiul ABC dreptunghii când B, folosim teorema lui Pitagora și obținem AB pătrat plus cealaltă catetă la pătrat BC pătrat este egală cu AC pătrat. AB pătrat nu știm, plus BC era A pe 2, deci va veni A pe 2 totul la puterea a doua, egal cu AC care este A la pătrat. AB pătrat va fi A pătrat minus ce este aici, a pe 2 totul la pătrat. AB pătrat va fi A pătrat minus o fracție, ca să o ridicăm la pătrat, ridicăm numărătorul și numitorul la aceeași putere. Deci A pătrat supra 4. Aducem aici la același numitor. Obținem AB pătrat egal cu 4 A pătrat pe 4 minus A pătrat pe 4 este 3 A pătrat pe 4. AB va fi radical din 3 A pătrat pe 4. Radical dintr-o fracție vine radical din numărător supra radical din numitor. Radical dintr-un produs vine radical din fiecare, iar aici radical din 4 este 2. Radical dintr-un număr la pătrat este modulul său, dar deoarece la noi a este mai mare decât 0, pentru că ne raportăm la lungimea unui segment și evident că lungimea lui A, lungimea unui segment va fi mereu mai mare ca 0, atunci rezultatul va fi A. Deci, Va veni radical din 3 ori A supra 2, sau, spus A radical din 3 supra 2. Ține minte, latura AB este A radical din 3 pe 2, adică voi scrie aici: AB va fi, A, dacă ne uităm cu atenție, această relație aș putea să o scriu așa: A pe 2 ori radical din 3, valoarea lui AB. Ce constatați? Cine era A? A era ipotenuza. Uh, cum ar veni uh, tradus acest rezultat cateta AB care se este alăturată unghiului de 30 de grade este ca și aici jumătate din ipotenuză dar observați mai bine mulțită cu radical din 3 deci putem să spunem că această cateta alăturată unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză mulțită cu radical din 3 insist pe aceste două relații pentru că în general noi vom întâlni uh, triunghiuri dreptunghice în care unul dintre unghiuri uh, este de 60 de grade sau 30 de grade. Dacă avem unghiul de 30 de grade, imediat putem să aplicăm oricare dintre aceste două relații. Dacă avem un unghi de 60 de grade, atunci evident că va exista într-un triunghi dreptunghic și măsura celui celuilalt unghi de 30 de grade. De aceea ține minte, teorema unghiului de 30 de grade afirmă că acea catetă care se opune unghiului de 30 de grade într un triunghi dreptunghic este jumătate din ipotenuză. Observați aici avem a pe 2 jumătatea lui a. Iar ca o completare la această teoremă, o să spunem că uh, face parte tot din această teoremă, cateta alăturată unghiului de 30 de grade, adică AB, uh, este tot jumătate din ipotenuză, adică a pe 2, dar mai vine mulțită cu radical din 3. După ce am demonstrat aceste relații, acum putem să justificăm de ce sinus de 30 de grade este 1 pe, 1 pe 2 și să vedem de ce sinus de 30 de grade uh, ar fi între unghiul nostru cateta opusă supra ipotenuză. Cateta opusă este BC, cateta opusă unghiului 30 de grade. Iar ipotenuza este AC. Egal mai departe BC cine era la noi era a pe 2 împărțit la a AC care este A. Sau pot să scriu A pe 1. Obținem A pe 2 ori 1 pe A. Împărțirea se transformă în mulțire, mulțim cu a doua inversată. După simplificare obținem 1 pe 2. Ce observați? Indiferent de cât este valoarea lui A, acest sinus de 30 de grade de fiecare dată ne va da 1 pe 2, indiferent că a -o are o anumită valoare de 5 cm, 10 m și așa mai departe. Cosinus de 30 de grade. Să vedem de ce este de ce are valoarea radical din 3/2. pe Cos de 30 ar veni cateta alăturată unghiului nostru supra ipotenuză. Cateta alăturată este AB. Ipotenuza este AC. AB am văzut că era a radical din 3/2 pe 2, împărțit la ipotenuza care este a sau pe 1, vine a radical din 3 pe 2 ori 1 pe a, se simplifica a cu a și observați că într-adevăr ne dă valoarea radical din 3 pe 2. Analog se poate justifica și pentru unghiuri de 30 de grade. În loc să iau unghiul, în calcul, unghiul de 30 de grade le iau pe unghiul de 60 de grade, dacă ne interesează sinusul și cosinusul. Tangenta și cotangenta nu mai le, nu le argumentăm pentru că ați văzut tangenta și cotangenta se obțineau tangenta era sinus pe cosinus, cotangenta este cos pe sinus. Deci, esențial este să argumentăm valorile doar pentru sinus și cosinus. Am arătat de ce sinusul, cosinusul pentru unghiuri de 30 și 60 de grade au aceste valori. Acum mai să argumentăm și ce se de ce sinus de 45 de grade este radical din 2 pe 2 și cosinus de 45 de grade este tot radical din 2 pe 2. Să să argumentăm și acest lucru și în felul ăsta am argumentat toate informațiile din din tabel. Pentru a argumenta acest lucru, vom considera un triunghi dreptunghic isoscel. De ce triunghi dreptunghic isoscel? Pentru că dacă este dreptunghic, aici avem unghiul de 90 de grade, iar dacă este isoscel Știm că într-un triunghi cel unghiurile de la bază sunt congruente. Dacă ăsta are 90 de grade, atunci B și C împreună vor avea 90 de grade, adică fiecare are măsura de 45 de grade. Vom nota, să zicem, latura asta cu A mic. Asta fiind egală cu AC, asta va fi tot A mic. Haideți să găsim întâi în funcție de A cât este lungimea lui BC. Pentru asta, în triunghiul BAC, dreptunghii când A. Vom folosi teorema lui Pitagora și obținem BA pătrat plus AC pătrat egal cu BC pătrat. Înlocuim A pătrat plus A pătrat egal cu BC pătrat. 2A pătrat egal cu BC pătrat. BC pătrat este, radical, este egal cu 2A pătrat. Am scris aceeași egalitate, dar am inversat termenii, de unde BC este radical din fiecare radical din 2 o radical din a pătrat. Radical din a pătrat, așa cum am spus mai devreme, este modulul, dar valoarea lui a fiind mai mare ca 0, că vorbim despre lungimea unui segment, va fi egală cu a și obținem radical din 2 ori a sau altfel spus a radical din 2. Și acum, dacă vom calcula, de exemplu, pentru acest unghi sinusul, sin de 45 de grade este cateta opusă care este AB Hai să scriem întâi CO supra cateta alăturat, uh, supra ipotenuză. Cateta opusă unghiului nostru este AB, iar ipotenuza este BC. AB este A mic, iar uh, ipotenuza este A radical din 2. Se simplifică prin A și ne dă 1 pe radical din 2 și dacă raționalizăm, obținem radical din 2 supra 2, exact valoarea trecută aici. Analog se arată cosinus de 45 de grade. Cos de 45 este cateta alăturată pe ipotenuză și ne va da același lucru, tot radical din 2 pe 2. Iar pentru tangentă și cotangentă este, tangenta era sinus pe cosinus, cotangentă este cos pe sinus. Și astea fiind egale, evident că rezultatul lor va fi 1. În felul acesta am argumentat toate valorile din tabel. Reținem, acest tabel trebuie memorat, Așa cum v-am explicat, calea cea mai simplă de a memora este să ține minte că jos la sinus și cosinus valorile la numitor sunt 2, iar aici vine radical din 1, radical din 2, radical din 3, iar dincoace radical din 3, radical din 2, radical din 1. Iar tangenta o găsim împărțind sinusul la cosinus, iar cotangenta împărțind cosinus la sinus. Și acum, folosind aceste informații, haideți să rezolvăm diverse probleme. Și anume să rezolvăm, să vedem ce înțelegem prin rezolvarea triunghiului dreptunghic. Prin rezolvarea unui triunghi dreptunghic înțelegem a determina lungimile tuturor laturilor și măsurile tuturor unghiurilor. Și haideți să vedem concret cum am putea să facem acest lucru. Avem un triunghi dreptunghic în IEM. Deci considerăm un triunghi dreptunghic în IEM. Aici avem M. Măsura unghiului M de 90 de grade, aici a și aici a P. MQ este perpendiculară pe Ien. Asta înseamnă că vom avea aici o înălțime. Și aici este Q. MQ fiind perpendiculară pe IN înseamnă că aceasta este înălțimea. PN are lungimea 16, deci ipotenuza este 16. Iar PQ este 4. PQ este 4, adică proiecția catetei IMP pe ipotenuza INP este 4. Vă recomand pentru a înțelege mai bine ceea ce voi prezenta în continuare să, să urmăriți și tutorialul referitor la teoreme fundamentale în triunghiul dreptunghic, prezentat în zilele anterioare. Haideți să vedem acum cum aflăm lungimea segmentului catetei IM IMM este această catetă. Pentru început observăm că putem să aflăm Proiecția catetei MN, dacă toată ipotenuza este 16 și QP este 4, evident că lungimea acestui segment va fi 12. 16 minus 4, 12. Și acum, în triunghiul MNP, IMNP, dreptunghi în IM, putem să utilizăm, deoarece ne interesează cateta MN, putem să aplicăm teorema catetei. Ce spunea teorema catetei? ca cateta Mn, este egală cu media geometrică dintre proiecția sa, care este Nq, și ipotenuza INP. Și acum putem să înlocuim. Mn egală cu radical din Nq este 12, iar Np este 16. Aș putea să fac înmulțire aici, dar prefer, așa cum v-am prezentat și mai devreme, să scriu radical din fiecare. Radical din 12 este 4 ori 3 din 4 va ieși afară din radical 1, 2, deci 2 radical din 3, iar radical din 16 este 4. Pentru 12, dacă nu intuim calea asta directă de a spune 4 ori 3, putem să scoatem factorii de sub radical. Observăm că afară din radical va ieși un 2, iar 3 ne avem pereche, îi rămâne radical. Și în final obținem 8 radical din 3 cm, este lungimea lui uh, EMN. Cât este EMP? La fel, în triunghiul EMNP dreptunghic uh, în uh, EM, insist să precizați de fiecare dată unde este triunghiul dreptunghic. De ce? Pentru că altfel există riscul să aplicăm aceste teoreme într-un triunghi care nu ar fi triunghi dreptunghic, și evident că nu avem voie să aplicăm aceste teoreme, teorema catetei, teorema înălțimii, teorema lui Pitagora, ele sunt valabile doar într-un triunghi dreptunghic. În cazul nostru, cine, cu cine este egal IMP? IMP va fi media geometrică între proiecția sa, care este QP, și ipotenuza INP. Adică este radical din QP era 4, iar ipotenuza era 16. Vine radical din fiecare. Adică 2 ori 4, adică 8 cm. Deci lungimea lui MP este 8. Să aflăm măsura unghiului MNP. P. MNP, adică măsura acestui unghi. Cum aș putea să găsesc măsura acestui unghi? O pot deduce și direct. Dacă mă uit cu atenție în triunghiul mare, cateta MP care se opune acestui unghi, are lungimea 8 și este jumătate din ipotenuza uh, 16. Păi, din exemple anterioare, din ce am discutat mai devreme la teorema unghiului 30 de grade, ați văzut că în situația în care o catetă era jumătate din ipotenuză, atunci unghiul respectiv avea măsura de 30 de grade. Dacă n-aș observa acea, acest lucru, aș nota, să zicem, măsura acestui unghi cu X și atunci aș scrie așa, sinus de X este egal cu cateta opusă supra -ipotenuză. aplicăm, atenție, sinusul acestui unghi poate fi aplicat atât în triunghiul mare, că este triunghi dreptunghic aici, cât și în triunghiul MQN, aș putea să aplic sinusul, pentru că și aici este triunghi dreptunghic. Voi aplica în triunghiul mare, pentru că știu catetele și ipotenuza. Obțin, cateta opusă este MP, supra -ipotenuza care este NP, obțin 8 supra 16, simplific prin 8 și obținem 1 pe 2. Și de ce spuneam mai devreme că trebuie memorat acest tabel? Pentru că acum dacă mergem în tabel, vom vedea că sinus pentru ce unghi era valoarea, sinusul pentru ce unghi era 1 pe 2? Pentru unghiul de 30 de grade. Deci deducem mai departe că x are măsura de 30 de grade, deci acest unghi are valoarea de 30 de grade. Întrebarea este, dacă, dacă aș fi utilizat altă funcție trigonometrică pentru unghiul acesta, aș fi găsit aceeași măsură? Și răspunsul e da. De exemplu, să zicem că aplicam uh, tangent de X. Tangenta, am văzut că este cateta opusă supra cateta alăturată. Cine este cateta opusă? Cateta opusă la noi, pentru unghiul nostru, este... MP, deci va veni MP supra cateta alăturată unghiului nostru care este MN MP este 8 cateta alăturată este 8 radical din 3 dacă simplificăm ne dă 1 pe radical din 3, raționalizăm obținem radical din 3 pe 3, iar dacă mergem acum în tabel și căutăm la tangentă radical din 3 pe 3, observăm că Corespunde tot cu unghiul de 30 de grade. Deci, indiferent că am aplicat sinusul sau tangenta sau orice altă funcție trigonometrică, tot la aceeași concluzie aș fi ajuns, ajuns și anume faptul că a, măsura acestui unghi este de 30 de grade. Haideți să găsim acum și măsura unghiului MPN. MPN este acesta. Cum îl găsim? Putem să folosim o funcție trigonometrică, dar mai ușor este. Dacă în triunghiul mare acesta are măsura de 30 și acesta are măsura de 90, 90 cu 30, 120 până la 180 înseamnă că acest unghi are măsura de 60 de grade. Și în felul acesta am determinat măsurile tuturor unghiurilor. Ce mai puteam să determinăm? Cât era înălțimea MQ? Înălțimea se poate găsi cu formula înălțimii. Cateta 1 ori cateta 2 supra ipotenuză. În cazul nostru ar fi fost o catetă, era 8 radical din 3 ori 8. Supra 16 se simplifică prin 8 și apoi prin 2 și obținem în final 4 radical din 3. Deci putem să determinăm și lungimea lui MQ și o observație. Dacă în triunghiul MQN aplicam sinusul, ar fi venit cateta opusă, care este MQ. Supraipotenuza care este imien. și observați că acest segment are lungimea jumătate din acest segment, și evident aplicând același mecanism, tot la măsura unghiului de 30 de grade aș fi ajuns. Deci, indiferent cum lucrăm, tot acolo la același e, rezultat vom ajunge. Continuăm. Fie triunghiul dreptunghi cu măsura unghiului A de 90 de grade. Să desenăm acest triunghi. Notăm aici A. BC, unghiul AB are 30 de grade, iar AC are lungimea de 2 cm. Voi încerca să vă prezint mai direct rezolvarea. Cât este latura AB? În primul rând, voi determina BC. De ce? Observați, este un triunghi dreptunghic. Cateta asta AB se opune unghiului de 30 de grade și atunci. Știm că acea catetă care se opune unghiului de 30 grade este jumătate din ipotenuză. Înseamnă că ipotenuza va fi dublă față de cateta aceasta, deci va fi 4. Iar cateta alăturată unghiului de 30 grade, așa cum am demonstrat mai devreme, este jumătate din ipotenuză, adică 2, înmulțită cu radical din 3. Și observați ce rapid am reușit să desim lungimile tuturor, uh, tuturor laturilor. Și de asemenea, cum putem să aflăm măsura unghiului C? Păi, dacă acesta are 30 de grade, acesta 90, evident că acesta are măsura de 60 de grade. Pentru punctul B, sinus de C. Sinusul lui C înseamnă sin de 60 de grade. Cât este sinus de 60 de grade? Radical din 3 pe 2. De unde luăm aceste valori? Așa cum am spus, putem să, trebuie să memorăm acest tabel și din tabel să extragem informația. Sinus de 60 de grade este radical din 3 pe 2. Cât este cosinus de x? Adică cosinus de, cosinus de ce? Cos de 60 de grade. Cos de 60 de grade, ați văzut că este egal cu sinus de 30 de grade, adică 1 pe 2. Bineînțeles, pot deduce acum aceste informații și folosim definiția, dar trebuie, este recomandat să știm valorile din tabel pentru că le Găsim rezultatul mult mai repede. Tangent de ce? Tangent de 60 de grade. Așa cum am văzut în, în tabele, este radical din 3. Și ce valoare mai avem acolo? C o tangent de B, de 30 de grade, este egal cu cine? Este egal cu radical din 3. Aceste informații puteam să le, așa cum am spus, pot să le deduc ușor și de pe, și folosind acest tabel. Tangent de 60 este cateta opusă supra cateta alăturată unghiului nostru. Cateta opusă unghiului de 60 de grade este 2 radical din 3 supra cateta alăturată 2. 2 cu 2 se simplifică, ne dă radical din 3, iar cotangent de 30 de grade este cateta alăturată supra cateta opusă unghiului de 30 de grade. Cateta alăturată unghiului de 30 de grade este 2 radical din 3 supra cateta opusă care este 2. Și observați, tangent de 60 coincide cu cotangent de 30, așa cum am văzut și din tabel. Și în final obținem valoarea radical din 3. Continuăm. Avem un triunghi dreptunghic în A, să desenăm triunghiul dreptunghic și înălțimea AD. Să notăm vârfurile, deci avem A, B, C și înălțimea AD. La punctul A, ce ne spune problema? BC este 2 radical din 3, deci lungimea ipotenuzei este 2 radical din 3, unghiul B are 60 de grade, să aflăm celelalte elemente. Dacă acesta are 60, între unghiul mic, unghiul de aici are 30. În triunghiul mare, unghiul ce are 30 de grade, iar acesta are 60. Observați, cel mai ușor ar fi ca întotdeauna când cunoaștem într-un triunghi dreptunghic uh, un unghi să găsim imediat celelalte unghiuri. Iar acum vom folosi teorema unghiului de 30 de grade. În triunghiul mare, cateta care se opune unghiului acesta de 30 de grade este AB și știm că e jumătate din la BC, deci va fi jumătate din 2 radical din 3 este radical din 3, iar cateta alăturată unghiului de 30 de grade este tot jumătate din radical din 3, din 2 radical din 3, adică radical din 3, înmulțită cu radical din 3. Radical din 3 ori radical din 3 este egală cu 3. Ce ne mai cerea problema? AC am găsit-o, AB am găsit-o, BD. Să găsim proiecția aceasta. Această proiecție o putem, uh, proiecția catete AB pe ipotenuza BC, în triunghiul mare. Putem să o găsim foarte ușor în felul următor. În triunghiul ADB, observați că BD este o catetă care se opune unghiului de 30 de grade. Deci va fi jumătate din ipotenuza AB. Adică va fi radical din 3 pe 2. Iar măsura unghiului ce am precizat. Haideți să vedem de ce asta a fost la punctul A. Punctul B. Același desen, adică avem un triunghi dreptunghic în A, înălțimea, și uh, să evidențiem ca să îmi fie mai ușor la punctul celălalt voi multiplica acest desen. Deci, acum suntem la punctul B. Ce cunoaștem la punctul B? Cunoaștem așa. Latura AB este 6 radical din 3. Deci această catetă. AC este 18. Și ne cere să găsim măsura unghiului B și C. Și BC și AD. Cum, cum găsim? Vom folosi o funcție trigonometrică. De exemplu, dacă mă folosesc pentru unghiul acesta C. Dacă folosesc, de exemplu, tangent de C, este cateta opusă supra cateta alăturat. Cateta opusă unghiului între unghiul mare este 6 radical din 3 supra, supra cateta alăturată care este 18. Se simplifică prin 6 și obținem radical din 3 pe, 3 pe 3. Pentru ce unghi aveam noi tangenta radical din 3 pe 3? Dacă știm tabelul, pentru tangent de radical din 3 pe 3 era pentru unghiul de 30 de grade. Tangent de 30 de grade este radical din 3 pe 3. Și atunci deducem că acest unghi are măsura de 30 de grade. Deci măsura unghiului C este de 30 de grade. Evident, dacă acesta e 30, acesta e 60, cine ce mai cerea problema? Să găsim lungimea lui BC. Uh, latura BC aș fi putut să o găsesc încă de la început cu teorema lui Pitagora, dar este recomandat să folosim funcții trigonometrice. Uh, se recomandă aplicarea teoremei lui Pitagora atunci când nu avem o altă variantă la dispoziție. Uh, de exemplu, acum ca să o găsesc repede pe BC, ipotenuza, observ că această catetă AB care se opune unghiului de 30 grade este 6 radical din 3, ori eu știu că ipotenuza este dublă față de cateta care se opune unghiului de 30 grade. Deci va fi 12 radical din 3. Dublul lui 6 radical din 3. Iar AD este înălțimea. Înălțimea știm că se găsește conform formulei înălțimii cateta 1 ori cateta 2 supra ipotenuză. Va veni 6 radical din 3 ori e 18 supra 12 radical din 3 se simplifică prin radical din 3 prin 6 și obținem în final 18 pe 2 care e 9, sau altfel puteam să găsesc AD. Dacă mă uit în triunghiul mic, ADC, cateta AD, înălțimea în triunghiul mare, cateta AD este jumătate din ipotenuza 18 pentru că. Această latură AD este o catetă care se opune unghiului de 30 grade și am demonstrat mai devreme că acea catetă care se opune unghiului de 30 grade este jumătate din ipotenuză. Deci observați, există foarte multe metode la dispoziție pentru a determina lungimile acestor segmente sau măsurile acestor unghiuri. Important este să știm cum să utilizăm aceste unelte. Haideți să vedem și punctul C. BC este radical din 18, dacă îl descompunem pe 18, avem uh, rezultatul, iese afară un 3, deci este 3 radical din 2, radical din 18. AC este 3, deci potem, cateta asta este 3 și să aflăm celelalte elemente. Cum putem face? Am putea să utilizăm tot așa o funcție trigonometrică, de exemplu dacă iau unghiul C de aici. Uh, cât a, care ar fi funcția trigonometrică în triunghiul mare care face legătura între cateta alăturată și ipotenuză? Evident, cotangenta. Cotangenta unghiului C, uh, cosinus de C. Cosinus de C este cateta alăturată supra ipotenuză. Cateta alăturată este AC, care este 3, iar ipotenuza este BC, care este 3 radical din 2. Se simplifică prin 3. Raționalizăm și obținem radical din 2 pe 2. Pentru ce măsură, măsura cărui unghi era radical din 2 pe 2? Și în tabelul cu funcții trigonometrice vom vedea că corespunde unghiului de 45 de grade. Cosinus de 45 de grade era radical din 2 pe 2. De aceea, unghiul nostru are aici 45 de grade. Evident, acesta va avea tot 45, acesta tot 45, acesta tot 45 ce ne mai trebuia? Ne mai trebuia AD. Acest triunghi este un triunghi isoscel, 45-45. Unghiurile acestea fiind congruente va fi un triunghi isoscel, deci AB are lungimea tot de 3 cm. Iar ca să găsim AD înălțimea, este produsul catetelor supra ipotenuză. Se simplifică prin 3, ne dă 3 supra radical din 2, raționalizăm și obținem 3 radical din 2 pe 2, ar fi înălțimea. Evident, dacă doream să calculăm altfel, puteam să aplic în triunghiul ăsta mic de aici, ADB sau ADC, cosinus de 45 de grade sau sinusul acestui unghi avea mai multe metode la dispoziție. Continuăm. Avem un triunghi dreptunghic în M, să-l desenăm. Și avem aici A, B și C, BD este înălțimea. BD este perpendiculară pe latura AC, deci punem aici D. Măsura unghiului acesta este de 60 de grade, imediat acesta are 30, ăsta are imediat 60, ăsta are 30. CD ne spune că este 6 și ne spune să rezolvăm triunghiul dreptunghic, adică să aflăm lungimile tuturor laturile, laturilor și măsurile tuturor unghiurilor. Unghiurile deja le vedem, haideți să găsim lungimile laturilor. Dacă latura DC în triunghiul BDC este 6, cateta care se opune unghiului de 30 grade este jumătate din ipotenuză, deci BC va fi, va fi dublu față de 6, deci 12. Acum, în triunghiul mare, cateta care se opune unghiului de 30 de grade și 12 se opune lui 30 este jumătate din ipotenuză, înseamnă că latura asta va fi dublă față de 12, adică 24, iar cateta alăturată unghiului de 30 de grade în triunghiul mare va fi tot jumătate din ipotenuză, dar mulțită cu radical din 3. Ce mai avem de calculat? Mai avem de calculat. BD. BD cât este? BD între unghiul mic BDA este o catetă care se opune unghiului 30 grade, adică jumătate din ipotenuza 12 radical din 3. Va fi, aceasta va fi 6 radical din 3. Iar AD o putem găsi din 24 dacă scădem 16, obținem 18, este AD. Sau mai putem să facem în felul următor. Dacă nu observam acest lucru? Știm că într-un triunghi dreptunghic, cateta alăturată unghiului de 30 de grade este tot jumătate din ipotenuză, adică 6 radical din 3, dar mulțită cu radical din 3. Și ne dă 6 ori radical din 9, adică 6 ori 3, 18. Și observați, ne-ar fi dat același rezultat. În felul acesta am găsit în triunghiul nostru toate laturile, toate lungimile tuturor laturilor și Măsurile tuturor unghiurilor. Continuăm. Avem un triunghi oarecare. Să desenăm un triunghi oarecare, deci nu mai știm că este un triunghi dreptunghic. În schimb, măsura unghiului B este de 60 de grade. Deci punem aici 60, aici A, B și C. Ce mai cunoaștem? AD este perpendiculară pe BC, deci ducem aici AD perpendiculară. AB este 6, deci ipotenuza în triunghiul ADB. Atenție acum, AB nu mai este catet în triunghiul mare, deoarece nu, știm, nu mai știm aici că este un drept. Deci AB este 6, BC este 9 și ne cere să aflăm AD, BD, respectiv AC și încă și celelalte informații. Dacă în triunghiul acesta mic, acesta are 60 de grade, acesta are 30, cateta care se opune unghiului de 30 de grade BD este jumătate din ipotenuza 6, deci asta o să fie 3. Dacă asta este 3, înseamnă că DC va fi 9 minus 3, adică 6. Cum aflăm lungimea laturii? Haideți să o găsim și pe AD. Cât ar fi latura AD? AD este jumătate din ipotenuză, adică jumătatea lui 6 care este 3, înmulțită cu radical din 3. Și acum aș putea să aflu AC folosind teorema lui Pitagora în triunghiul ADC. Deci în triunghiul ADC dreptunghic în D, aplicând teorema lui Pitagora, obțin AC pătrat este AD pătrat plus DC pătrat. Înlocuim. AC pătrat egal cu AD era 3 radical din 3 totul la pătrat plus 6 la pătrat. AC pătrat egal cu 3 la pătrat 9 radical din 3 la pătrat este radical din 9 care e 3 plus 36. AC pătrat va fi 27 plus 36. AC pătrat va fi uh, cât ne dă da aici? 63. AC este radical din 63, încercăm să-l descompunem pe 63, obținem 21, 7, 7, 1. Iese afară un 3, deci AC va fi 3 radical din 7. Și atunci, cât este măsura unghiului BAD? BAD este de 30 de grade măsura acestui unghi. AD-ul l-am găsit, este 3 radical din 3, bd am găsit 3 și ne mai cere area triunghiului ABC. Să vedem cât este area triunghiului ABC. Știm că este, are formula baza ori înălțimea supra 2. Baza la noi este BC ori înălțimea AD supra 2. Înlocuim. BC era 9. Iar înălțimea AD este 3 radical din 3 supra 2 și obținem 27 radical din 3 supra 2 cm pătrați, că este vorba de arie. Continuăm. Avem un triunghi, triunghi dreptunghic în iem. Să desenăm triunghiul dreptunghic în iem. Deci măsura unghiului iem este de uh, 90 de grade. Ce mai cunoaștem? Iem, ien. Această catetă este 3 radical din 2. Și mai știm că Cosinusul unghiului y este radical între 3 pe 2. Adică cosinusul acestui unghi. Cum uh, rezolvăm triunghiul dreptunghic? Deci rezolvați triunghiul dreptunghic, trebuie să aflăm măsurile tuturor unghiurilor și să aflăm și, și laturilor. Și trebuie să determinăm uh, și perimetrul. Cum determinăm uh, lungimile tuturor laturilor? Avem două posibilități. Ori ne folosim de definiția cosinusului. Cosinusul știm conform definiției că este cateta alăturată, supra uh, ipotenuză. Cateta alăturată unghiului nostru este MN. Supra ipotenuza care este NP. Mn uh, ne este dată este 3 radical din 2 pe NP. Și egalăm cu cât ne-a spus problema aici, radical din 3 pe 2. Și din această egalitate aș putea să scot pe INP ca fiind 3 radical din 2 ori 2, supra radical din 3. Adică am utilizat uh, uh, aflarea unui termen dintr-o proporție. Obținem 6 radical din 2 supra radical din 3, raționalizăm. Obținem 6 radical din 6 supra 3, se simplifică prin 3. Și ne-ar da 2 radical din 6. Deci, INP ar fi 2 radical din 6. Iar pentru a determina INP, aș putea să utilizez teorema lui Pitagora și aș putea să găsesc cât este INP. O altă cale ar fi următoarea. Având în vedere că ne, ne este dat cosinus de IN și este o valoare pe care am întâlnit-o în tabel, ne punem întrebarea: cât este măsura unghiului IN? dacă cosinusul este radical din 3 pe 2. Și dacă ne aducem aminte din tabel, valoarea este de 30 de grade. Sinus de 30 de grade este 1 pe 2, iar cosinusul este de 30 de grade este radical din 3 pe 2. Deci unghiul nostru are măsura de 30 de grade. Dacă unghiul nostru are măsura de 30 de grade, înseamnă că acesta are 60 de grade. Și pentru a găsi acum IMP, mp având în vedere că se opune unghiului de 30 de grade ar trebui să fie jumătate din ipotenuză jumătatea lui 2 radical din 6 este radical din 6 haideți să verificăm cu teorema lui Pitagora dacă ne-ar fi dat același rezultat și anume mn pătrat plus mp pătrat egal cu mp pătrat mn era 3 radical din 3 la pătrat înseamnă 9 ori 2 adică 18 plus mp pătrat egal cu 2 radical din 6 totul la pătrat înseamnă 4 ori 6, adică 24. IMP pătrat este 24 minus 18 care e 6, de unde IMP, observați că într-adevăr ne-ar fi dat tot același rezultat dacă utilizam teorema lui Pitagora în triunghiul MNP. Ce ne mai cerea problema? În afară de a rezolva triunghiul dreptunghic, adică să determinăm măsurile tuturor unghiurilor și lungimile tuturor laturilor, să aflăm și perimetrul. Perimetrul triunghiului MNP este egal cu 3 radical din 2 plus uh, radical din 6 plus 2 radical din 6. Putem să adunăm doar acești doi termeni. 1 radical din 6 și cu 2 radical din 6 ne, va, uh, ne vor da împreună 3 radical din 6. Deci obținem 3 radical din 2 plus 3 radical din 6 nu putem efectua adunarea deoarece nu avem același factor uh, sub radical, dar în schimb putem să dăm factor comun, de exemplu, pe 3. 3 pe lângă radical din 2 plus radical din 6. Aș putea să dau factor comun chiar și pe radical din 2, dar îl lăsăm sub această formă. Continuăm. În triunghiul ABC și observați că nu ne este precizat ca fiind triunghi dreptunghic, notăm a... BC. Voi pune B sus pentru că spune aici că B este perpendiculară pe AC. Deci punem B aici, aici A și aici C. Avem înălțimea BE perpendiculară pe AC. Să vedem ce cunoaștem. AB este 12, deci aceasta e 12. BC este 12 radical din 3. Unghiul BAC, BAC, adică acest unghi are măsura de 60 de grade, să aflăm AC și înălțimea BE și apoi să stabilim natura triunghiului. Dacă acest unghi este de 60 de grade și acesta e unghi drept, atunci acesta are 30 de grade. Cateta AE care se opune acestui unghi de 30 de grade este jumătate din ipotenuza AB, deci asta e 6. Iar cateta alăturată este tot jumătate din ipotenuză înmulțită cu radical din 3. Acum, în triunghiul B, E, -C, Triunghiul B, E, C. când E. Aplicăm teorema lui Pitagora și obținem B, E pătrat plus E, pătrat egală cu B, C pătrat. BE Cât este B, BE? BE este 6 radical din 3 totul la pătrat plus E, C pătrat egal cu... 12 radical din 3, totul la pătrat. De unde e ce pătrat, va fi 12 radical din 3, totul la pătrat, minus 6 radical din 3, totul la pătrat. Să calculăm. 12 la pătrat e 144 ori 3, minus 36 ori 3. E ce pătrat. Voi da factor comun pe, pe 3 odată. Deci va veni 3 pe lângă 144 minus 36. E ce pătrat egal cu 3 ori. Uh, să vedem cât ne dă aici. 18, 108. E ce pătrat va veni... Rad... E să scriem doar E Va veni radical din 3 ori 108. Uh, iar ca să calculăm, ce observăm? Dacă împărțim 108 la 3, ar veni aici 3 9, 18, 6. Deci, aș putea să scriu mai departe pe 108 ca fiind 3 ori 36. Acești doi termeni îi grupesc ca fiind 9, iar radical din fiecare, acum va veni 3 ori 6, adică 18 este lungimea lui EC. A, în final, AC are lungimea 24, și pentru a stabili natura triunghiului ABC, vom utiliza reciproca teoremului lui Pitagora. Observați, cunoaștem lungimile tuturor laturilor și verificăm dacă 12 la pătrat plus 12 radical din 3, totul la pătrat, să vedem dacă ne dă 20 este egal cu 24 la pătrat. Și vom constata că așa este. 12 la pătrat este 144 plus 144 ori 3. Egal cu aici, ca să semene cu ce am calculat mai devreme, facem următorul artificiu: 24, pot să scriu 2 ori 12, totul la pătrat. 2 la pătrat e 4, iar 12 la pătrat e 144. Deci, pot să scriu ca fiind 4 ori 144. Și relația este adevărată, pentru că dacă Aș da factor comun pe 144, ar veni 144 pe lângă 1 plus 3. Adică exact 4 ori 144. Deci asta înseamnă că într-adevăr relația are loc și din reciproca teoremului lui Pitagora deducem că triunghiul ABC este dreptunghic în B. De ce în B? Pentru că AC este cea mai lungă latură și atunci unghiul drept va fi aici. Uh, Putem să calculăm și altfel. De exemplu, observam următorul lucru, că aici este 60 de grade. Uh, observam așa, în triunghiul B e -C, observați că latura 6 radical din 3 este jumătate din speci radical din 3. Deci aici avem un unghi de 30 de grade, aici evident că este 60 de grade și 30 cu 60, iarăși, observam că, într-adevăr, triunghiul nostru era dreptunghi. Deci, Triunghiul ABC este dreptunghic în B. Continuăm. Avem aici un triunghi dreptunghic în A. Să-l desenăm. Notăm ABC. Ce ne mai spune aici? AD e perpendiculară pe BC. Punem aici înălțimea AD. Latura de C este 12 și ne dă că. Tangenta unghiului C este 2 pe 3. Tangenta acestui unghi. Păi, conform definiției, tangenta este cateta alăturată unghiului C, cateta opusă unghiului C, supra cateta alăturată. Cateta opusă unghiului C în triunghiul mic, ne raportăm la triunghiul mic pentru că o știm pe DC, în triunghiul mic ar fi AD, iar cateta alăturată este DC. AD nu știm, dar de ce ne este dată? Este 12 și acest raport care înseamnă tangenta este egal cu 2 pe 3. Și astfel am ajuns la o proporție din care putem să spunem că AD este 12 pe ori 2 supra 3, se simplifică prin 3 și obținem în final uh, 8. Deci AD este 8. Uh, ne cerea să găsim lungimile tuturor uh, laturilor. Uh, putem să determinăm și lungimile celorlalte laturi. Bineînțeles, acum aș putea să utilizez teorema lui Pitagora, deci în triunghiul ADC, dreptunghic în A. Aplicăm teorema lui Pitagora și obținem AC pătrat este 8 la pătrat plus 12 la pătrat. 8 la pătrat plus 12 la pătrat. AC pătrat e egal cu 64 plus 144. De unde AC pătrat ar fi Uh, 8, 0, 208. De unde AC? Uh, mai verificăm o dată. 8, 10, 208. Radical din 208. Descompunem. Obținem 2, 1, 0, 4. 2, 52. 2, 26. 2, 13. 13 număr prim. Este afară un 2 și un 2. Deci 4 radical din 13 ar fi lungimea lui AC. Haideți să vedem cum mai găsim latura BD. Latura BD aș putea să o găsesc în felul următor. Ori găsesc lungimea laturii AC sau mă folosesc de teorema uh, înălțimii și asta voi folosi. Deci, în triunghiul ABC dreptunghic în, uh, în A. Dacă aplicăm teorema înălțimii, știm că înălțimea AD este media geometrică a proiecțiilor catetelor pe ipotenuză, adică BD ori DC. AD la noi este 8, egal cu radical din BD pe care noi știm, iar DC este 12. Ridicăm la pătrat această egalitate cu scopul de a dispărea radical în partea dreaptă. Obținem 64 egal cu BD ori 12, de unde BD este 64 supra 12, putem simplifica prin uh, 4, jos rămâne 3 și sus 1 și 16, deci BD va fi uh, 16 pe 3. Cum aflăm uh, lungimea lui AB? putem să utilizăm în triunghiul ADB, deci în triunghiul, haideți să ștergem aici, ca să avem mai mult spațiu la dispoziție, deci în triunghiul ADB, ADB dreptunghic în D, aplicăm teorema lui Pitagora și ipotenuza AB pătrat va fi 8 la pătrat plus 16 pe 3 totul la pătrat. A, voi face un anumit artificiu de calcul ca să fie mai ușor de calculat și anume aici pot să ridic pe fiecare la pătrat iar 16 având în vedere că este 2 ori 8 deci voi scrie 2 la pătrat ori 8 la pătrat supra 9. Voi da factor comun pe 8 la pătrat pe lângă 1 plus 2 la 2 este 4, 4 pe 9 Adică ar veni 8 la pătrat ori, dacă amplific aici, vine 13 pe 9. Și acum AB vine radical din ceea ce este scris aici. Radical din 8 la 2 este 8, radical din 9 este 3, iar din coace rămâne radical din 13. Deci ar veni 8, radical din 13 pe 3 ar fi lungimea segmentului catetei AB. Uh, cum mai puteam să găsim lungimea acestei catete? Aplicam teorema catetei, adică AB era media geometrică dintre BD și ipotenuza BC. Se putea găsi și în acest mod. Cum calculăm sinus de B? Sinus de B este egal cu cateta opusă supra ipotenuză. Cateta opusă, unde pot să aplic? Pot să aplic și în triunghiul mic și în triunghiul mare, o să aplic în triunghiul mic, ca să nu mai fiu nevoit să însumez aici. Evident, pentru a determina lungimea lui BC, ar trebui să adun 16 pe 3 cu 12, specie, dar ca să aflu sinusul lui B, voi uh, utiliza uh, funcția trigonometrică sinus în triunghiul ADB. Cateta opusă este 8 supraipotenuza, care este 8 radical din 13 pe 3. Va veni 8 înmulțit cu 3 supra-8 radical din 13, se simplifică prin 8. 3 supra-radical din 13, amplificăm cu radical din 13 pentru a raționaliza și ne dă 3 radical din 13 pe 3. Analog se calculează cosinus de B ca fiind cateta alăturată supra-ipotenuza, sinus de C este cateta, uh, cateta opusă. Acum depinde la unghiul C, la ce triunghi ne raportăm. Dacă ne raportăm la triunghiul mic, de exemplu, sinusul C, voi lua în calcul triunghiul mic. Cateta opusă este 8, iar ipotenuza este 4 radical din 3. Se simplifică prin 4, 2 supra radical din 3, amplificăm cu radical din 3, obținem 2 radical din 3 pe 3, ar fi sinusul. Și cosinusul este ca atâta alăturat, adică 12 pe 4 radical din 3. Se găsesc ușor aceste valori atâta timp cât știm definițiile funcțiilor trigonometrice. Continuăm. Avem un romp. Rompul știm că era paralelogram în care două laturi consecutive erau congruente. Într-un romp, diagonalele sunt perpendiculare și se înjumătățesc. Asta înseamnă că în construcția rombului, chiar de aici vom pleca de la diagonale. Aceste uh, jumătăți vor fi egale, segmentele acestea se diagonalele se înjumătățesc. Toate laturile rombului sunt congruente. Pentru că aici se formează patru triunghiuri dreptunghice care sunt congruente. Uh, dacă notăm uh, A, B CD. AB este 18. A, diagonala C cu diagonala BD se intersectează în punctul O. Și mai știm că AO supra DO este radical din 3. Evident că toate laturile sunt 18. Și ne întreabă problema cât este lungimea diagonalelor diagonalele sunt AC și BD. Haideți să vedem. Ar fi suficient să găsim, de exemplu, pe AO și pe OD, pentru că dacă o știu pe AO, o dublez pe AO și o găsesc pe AC. La fel aici, dacă cunosc lungimea lui OD, de două ori lungimea lui OD va fi segmentul BD. Cum determinăm lungimea, cum aflăm pe AO și OD, știind că raportul lor este radical din 3. Avem mai multe posibilități o variantă ar fi următoarea. O variantă mai simplă. Ar fi să ne uităm cu atenție în triunghiul acesta, pe care îl voi evidenția. Luăm acest triunghi dreptunghic. Și AO este segmentul acesta, OD este acest segment. Dacă luăm în calcul acest unghi, să zicem că îl notăm cu X, ce observați? În raport cu acest unghi, AO este cateta opusă, iar OD este cateta alăturată. Păi, din definiție, ce funcție trigonometrică corespunde cu cateta opusă supra cateta alăturată? Era tangenta. Deci putem să spunem că AO supra OD este de fapt tangenta lui X, unde prin X înțeleg măsura acestui unghi, ODA. Ce știm? Că atunci când tangent de X este radical din 3, din tabelul cu funcții trigonometrice, pentru ce unghi tangenta era radical din 3 pentru unghiul de 60 de grade. Deci imediat deducem că acel unghi, măsura unghiului respectiv este de uh, 60 de grade. Deci aici avem 60 de grade. Deci rezultă x este 60 de grade. Dacă este, avem aici 60 de grade aici va fi 30 Cateta OD, care se opune unghiului de 30 de grade, va fi jumătate din ipotenuza 18, deci asta e 9. Iar cateta alăturată unghiului de 30 de grade este tot jumătate din ipotenuza, adică 9, dar înmulțită cu radical din 3. Și acum, OD fiind 9, OB va fi tot 9, deci BD este 18. AO fiind 9 radical din 3, OC va fi tot 9 radical din 3, deci înseamnă că AC va fi 9 radical din 3 ori 2, adică 18 radical din 3. Și am determinat lungimile diagonalelor. Dar, dacă să zicem, nu aș fi avut șansa să zicem asta ca o observație. Dacă O supra D8, să zicem că era 2 pe 3, iau niște numere la întâmplare. Și m-ar fi interesat să găsesc uh, uh, AO și OD în condițiile în care nu aveam șansa să găsesc o funcție trigonometrică pe care să o pot utiliza ușor din tabel. Soluția în acest caz ar fi următoarea. Să desenez separat triunghiul acesta dreptunghic ca să înțelegeți mai bine mecanismul. Deci putem să rezolvăm și în acest caz problema. Deci, dacă știu că AO supra OD este 2 pe 3 și știu că latura asta este 18, cum găsesc pe AO și pe OD? Pot să utilizez următorul mecanism. Folosesc proporții derivate. Voi scrie așa, AO și 3 îi voi copia, iar DO și 2 îi inversez. Deci DO trec aici și 2 trec aici. Am mai prezentat acest uh, mecanism, aceast, acest mod de rezolvare în cadrul altor tutoriale. Vă recomand să urmăriți și celelalte tutoriale. Este egal cu K. De aici AO pe 2 fiind egal cu K, AO va fi 2K. Iar dO pe 3 egal cu k, dO va fi 3k. Și ce îmi permite mie ă, aceste relații? Să aplic teorema lui Pitagora. AO pătrat plus OD pătrat este egal cu AD pătrat. Și acum înlocuim. AO este 2k totul la pătrat plus OD este 3k totul la pătrat egal cu 18 la pătrat. 2k totul la pătrat este 4k pătrat plus 9k pătrat egal cu 18 la pătrat. 13k pătrat egal cu 18 la pătrat. k pătrat este 18 la pătrat supra 13. k este radical din 18 la pătrat supra 13. Vine radical din fiecare, adică 18 pe radical din 13, sau dacă raționalizăm, Cau va fi 18 radical din 13 supra 13. Și cu această valoare, găsită, mă duc și înlocuiesc aici. Și ar veni 2 ori 18 radical din 13 pe 13, adică va veni 36 radical din 13 pe 13, iar aici 3 ori 18 radical din 13 pe 13, o să vină 54 radical din 13 pe 13. Și în felul acesta am reușit să găsesc cele două catete știind raportul lor și ipotenuza. Dar în cazul nostru a fost mai ușor pentru că am reușit să, folosesc, să folosim o funcție trigonometrică. Continuăm. În final, să utilizăm ceea ce am învățat până acum, în studiul poligoanelor regulate. Ce sunt poligoanele regulate? Un poligon convex ce are toate laturile congruente și toate unghiurile congruente se numește poligon convex. Orice uh, poligon regulat uh, se numește poligon regulat. Orice poligon regulat se poate înscrie într un cerc, centrul cercului circumscris unui poligon regulat, regulat se numește centru poligonului regulat, iar distanța de la centrul unui poligon regulat la oricare dintre laturile sale se numește apotema poligonului. Uh, noi la ce poligoane rec, uh, ne vom raporta? Ne referim la trei poligoane regulate pe care le întâlnim des în problemele noastre și anume triunghiul echilateral, pătratul și hexagonul regulat. Cum uh, ia naștere un triunghi echilateral am desenat trei cercuri, am împărțit cercul în trei arce e, congruente, aici în patru arce congruente și aici în șase arce congruente. Am unit aceste puncte și s-au format aceste coarde în cercurile respective. Avem o teoremă învățată la cercuri, și anume că dacă două arce de cer sunt congruente, atunci coardele congr corespunzătoare vor fi congruente. Și evident, din construcție, dacă am considerat că cele trei arce sunt congruente, atunci și cele trei cele coarde sunt congruente. Asta înseamnă că triunghiul de aici va fi triunghi echilateral. Aici toate laturile vor fi egale, va fi un pătrat. Și aici toate laturile vor fi congruente, va fi un hexagon regulat. Acum, unde este centrul la fiecare? Aici, unde se găsește centrul într-un triunghi echilateral? Centrul cercului circumscris se găsește la intersecția înălțimilor, medianelor, mediatoarelor și așa mai departe. Și este evidențiat aici, prin punctul acesta, aici este centrul. La pătrat, unde este uh, centrul cercului circumscris pătratului? Este la intersecția diagonalelor pătratului iar la hexagonul regulat este la intersecția diagonalelor mari. Ce este important să reținem? Important este următorul aspect. Punctul O se numește centru poligonului, centru cercului circumscris triunghiului echilateral, centru uh, cercului circumscris pătratului, centru cercului circumscris hexagonului regulat. Observați aici, este prezentată definiția apotemei. Apotema reprezintă perpendicularea adusă din centru pe latură. În cazul nostru, și o să o duc cu o altă culoare, segmentul acesta, pe care o să-l notăm OEM, se numește apotema acelui poligon regulat. Îi punem aici OEM, M, M, O OA să zicem aici: OA și OA. Acestea, dacă ne uităm cu atenție, ce rol joacă aici? Joacă rol de raze. OA este o rază, OA este o rază, OA este o rază. Iar segmentul acesta, EMA, la triunghi echilateral, EM fiind la mijlocul acestei laturi, EMA va fi jumătate din latură, la fel se poate argumenta că și aici e la fel jumătate, aici la fel jumătate. De fapt ce se întâmplă aici, se formează un triunghi isoscel și uh, în aceste triunghiuri isoscele știm că înălțimea în același timp este și mediană. Ne îndreptăm atenția către triunghiurile aceste uh, aceste triunghiuri dreptunghice pe care le voi desena încă o dată aici. Și voi pune aici o aici o aici M și aici A. Și voi multiplica acest desen pentru fiecare caz în parte. La primul caz, acesta fiind un triunghi echilateral, acest segment, era, această înălțime era și bisectoare, ceea ce înseamnă că unghiul acesta este de 30 de grade, iar evident celălalt va fi de 60. Aici, în triunghiul acesta este triunghi dreptunghic, uh, isoscel și atunci Fiind aici un drept, unghiurile de la bază sunt congruente, acesta are măsura de 45 de grade, acesta are măsura de 45 de grade, iar aici, aceste, în hexagonul regulat, ține minte că aceste diagonale mari împart acel hexagon regulat în 6 triunghiuri, toate fiind triunghiuri echilaterale, ceea ce înseamnă că unghiul acesta va avea măsura de 60 de grade și acesta evident măsura de 30 de grade. Acest segment OM se numește apotemă și o să-l notăm cu A. O A am spus că este raza, o vom nota cu R. Iar EMA este jumătate din latura poligonului la fiecare, de aceea va fi peste tot jumătate din latură, el pe 2. Folosind funcțiile trigonometrice și aceste triunghiuri dreptunghice, acum putem să stabilim Uh, pentru fiecare dintre aceste poli, uh, poligoane regulate, formulele fundamentale ce fac legăturile între latură, rază și apotemă. De exemplu, la triunghiul echilateral, uh, întâi să vă arăt cum se, care sunt formulele, și după aceea voi demonstra o parte din, din uh, aceste relații pe care le voi scrie în tabel. Uh, ce este important, trebuie să memorăm acest tabel ca situație în care întâlnim un astfel de poligon regulat, să putem să aplicăm formulele respective sau eventual să știm să demonstrăm acele formule dacă nu am învățat, n-am memorat aceste valori din tabel. Ca să țineți minte mai ușor tabelul, vă recomand să procedați, în felul următor. Când scriem latura în funcție de rază la triunghiul echilateral pătrat și hexagon regulat, vom face așa. Vom scrie aici întâi raza, iar aici ar veni radical din 3, radical din 2 și radical din 1 care este 1. Și aș putea să nu mai trec acest lucru. Observați seamănă un pic cu ceea ce am discutat la uh, acel tabel cu funcții trigonometrice. Ați văzut că peste tot puneam numitorul 2 și radicalul era la cosinus în ordine descrescătoare: radical din 3, radical din 2, radical din 1. Cam pe același principiu ați putea ține minte și aceste valori. Aici v-am spus, ca și cum ar fi radical de 1, dar nu-l mai trecem. Coloana pentru a apotema în funcție de rază. Ține minte așa, ieri pe 2, ieri pe 2, peste tot. Iar acum vine radicalul în ordine descrescătoare. Radical din 1, pe care nu-l mai trecem, radical din 2, radical din 3. Iar aici putem să nu mai trecem valoarea perimetru. Dacă notăm latura cu L, evident la triunghi echilateral având 3 laturi, perimetru e 3 L, la pătrat 4 L, la hexagon 6 L. Aria la triunghi echilateral știm că este el pătrat radical din 3 pe 4. Am mai demonstrat-o în cadrul altor tutoriale. La pătrat aria este el pătrat, iar la hexagonul regulat, ca să o, ține, o țineți minte mai ușor, Având în vedere că am spus că hexagonul regulat conține 6 triunghiuri echilaterale, puteți să țineți minte formula așa, 6 ori formula de la triunghiul echilateral, adică L pătrat radical din 3 pe 4. Evident că se poate simplifica 6 cu 4 și a rămâne 3 L pătrat radical din 3 pe 2, dar vă recomand să țineți minte formula așa pentru a ține minte, a vă raporta la faptul că hexagonul regulat este format din 6 triunghiuri echilaterale. O coloană mai dificil de, de, reținut este următoarea. Apotema în funcție de latură. Aici este L radical din 3 pe 6, aici este L pe 2 și aici L radical din 3 pe 2. Deci, mai dificil de reținut ar fi această coloană. În schimb, pentru celelalte ați văzut că există o modalitate de a le memora mai ușor. Și acum voi demonstra o parte dintre aceste formule. Voi demonstra pentru triunghiul echilateral. Și vă invit pe voi după aceea să demonstrați formulele pe același principiu pentru pătrat și hexagonul regulat. Haideți să vedem întâi de ce la triunghiul echilateral latura se exprimă ca fiind el, deci latura este el radical din 3. Să vedem de unde apare această informație. Dacă ne uităm în acest triunghi, care provenea din triunghiul echilateral, și aplicăm o funcție trigonometrică și anume cosinus de 30 de grade. De ce cos de 30? Pentru că mă interesează să fac legătura între latura asta care conține latura, el mic, și ipotenuza care conține raza. Deci voi aplica cosinus de 30 de grade. Cos de 30 știu prin definiție că este cateta alăturată supra ipotenuză. Cosinus de 30 în cazul meu este el pe 2 supra ipotenuza care este Uh, Împărți la ier. haideți să scriem el pe 2. împărțit la r. Cât știm că este cosinus de uh, 30 de grade? Din tabel știm că valoarea cos cosinusului este radical din 3 pe 2 egal cu el pe 2, iar aici împărțirea se transformă în multiplicare. Mulțim cu 1 supra ier. Obținem mai departe radical din 3 pe 2 egal cu el supra 2R. Am efectuat produsul numărătorilor și produsul numitorilor. În final, pe cine vrem noi să găsim? Latura. Latura o scoatem de aici. Latura este 2R radical din 3 supra 2, se simplifică 2 cu 2 și obținem în final R radical din 3. Adică în cazul unui triunghi echilateral, latura se exprimă în funcție de raza sa ca fiind e radical din 3. Și am demonstrat această formulă adică formula aceasta din tabel. Haideți să arătăm acum de ce apotema se scrie în funcție de rază ca fiind pe 2 acest, acest lucru este ușor de înțeles pe desen. Dacă urmărim cu atenție apotema, este cea care se opune unghiului de 30 de grade. Și așa cum am discutat până acum, conform teoremei uh, unghiului de 30 de grade, cateta care se opune unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Deci, cateta care are lungimea A este jumătate din ipotenuza care are lungimea R deci A egal cu R pe 2 și reiese imediat formula haideți să vedem și ultima formulă el radical din 3 pe 2 deci să arătăm că apotema este el radical din 3 pe, pe 6 trebuie să găsim o relație ce ne permite să facem legătura între apotemă și latură. apotema și latura aș putea de exemplu să utilizez Uh, tangent de 30 de grade. Tangent de 30 de grade este egală cu cateta opusă care este A, supra, adică împărțit, la cateta alăturată care este el pe 2. Tangent de 30 de grade știm că este radical din 3 pe 3, din tabelul cu funcții trigonometrice, egal cu A înmulțit cu 2 supra el. De aici obținem radical din 3 supra 3 egal cu 2a supra el și pe noi ce ne interesează? Să aflăm apotema. Întâi vom scoate uh, 2a 2a este egal cu el radical din 3 supra 3 iar în final aflăm pe a împărțind de rezultatul ăsta la 2. El radical din 3 pe 3 împărțit la 2 înseamnă mulțit cu 1 pe 2 și ne dăm în final E radical din 3 pe 6, așa cum am trecut în tabelă aici. Toate aceste formule, observați că se pot demonstra. Și așa cum am spus mai devreme, vă, de, vă invit să demonstrați formulele și pentru uh, pătrat și hexagonul regulat, folosind același principiu cum am făcut aici. Dar în practică, va fi dificil în momentul în care avem de rezolvat o problemă, va fi dificil de fiecare dată să demonstrăm aceste formule. Va trebui, evident, să cunoaștem conținutul acestui tabel, iar atunci când avem nevoie, vă dau un exemplu, înainte de a trece mai departe, în momentul în care avem nevoie de rezolvat într-o problemă, să aplicăm direct valoarea din formula din tabel. Să dau un exemplu. Să zicem că într-un triunghi echilateral, raza cercului, raza cercului circumscris unui triunghi echilateral este de 4 cm. Și ne cere problema să găsim latura. Cum aș putea să fac? Păi fac legătura, mă gândesc la formula care face legătura între latură și rază. Și așa cum am văzut în tabel, latura se scrie E radical din 3. Deci latura este E radical din 3. La raza fiind un dată, voi înlocui aici cu 4. Și observați că am ajuns la concluzia că latura este 4 radical din 3. Dacă ar fi fost invers, deci că aici era latura și aici era raza. Procedam invers. În scriam întâi formula, iar în locul uh, laturii înlocuiam cu 4. Și aici, de aici scoteam raza. Raza era 4 împărțit la radical din 3, 4 supra din 3. Raționalizez, obțin 4 radical din 3 pe 3 cm. Și observați că indiferent ce uh, informație, dacă cunosc latura, cunosc apotema sau cunosc raza, imediat pot să determin orice alt element Folosind aceste formule din tabel. Vă recomand să memorați aceste, aceste informații, așa cum le-am prezentat aici. Continuăm. Haideți să prezentăm și o situație practică de utilizare a ceea ce am prezentat până acum. Avem aici aproximarea în situații practice a distanțelor folosind relații metrice, adică ne propunem ca utilizând informațiile prezentate până acum, să vedem cum am putea să utilizăm aceste informații într-o situație practică. Imaginați-vă aici că avem, aici, acesta este un perete și aici, de culoare roșie, este o scară. Scara o vom reprezenta sub forma unui segment AB, ce are lungimea de 3,16 metri. Uh, punctul de extremitate de sus a scării se sprijine, sprijine exact în punctul cel mai înalt al uh, peretelui, iar punctul de jos este situat la un metru față de perete. Întrebarea este ce înălțime are acest perete. Uh, am pregătit aici în uh, geogebra această, același desen. Întâi vom calcula. Uh, acest rezultat folosind ce am învățat mai devreme și apoi vom verifica dacă într-adevăr rezultatul găsit concordă cu ceea ce ne oferă acest program de matematică numit GeoGebra. Cum am putea să găsim lungimea acestui segment, să zicem aici BC? Evident că aici avem un drept, și am putea să utilizăm, de exemplu, o funcție, uh, sau să utilizăm, de exemplu, teorema lui Pitagora. Știm ipotenunza BA, știm că AC, am putea să aflăm BC. Deci, în triunghiul BCA, dreptunghic în uh, C, conform teoremei lui Pitagora, obținem BC pătrat plus AC pătrat egal cu AB pătrat. BC pătrat nu știm, AC este 1 la pătrat egal cu 3,16 la pătrat. BC pătrat este egal cu 3,16 la pătrat minus 1 la pătrat. De unde BC pătrat este radical din 3,16 la pătrat minus 1 la pătrat fără pătrat. Deci în momentul în care scriem fără putere, atunci vine radical. Evident aș putea să efectuez acest calcul și... Uh, Manual, 3,16 ori 3,16 minus 1, apoi să folosesc algoritmul de calcul al unui radical. Dar, în practică, pentru a câștiga timp, putem să utilizăm un calculator. Există mai multe moduri, există în mai, mai multe locuri, putem să găsim un calculator, ori sistemul de operare are încorporat deja un calculator. Eu vă recomand. Uh, un calculator pe care îl găsiți ușor. Căutăm pe Google scriind chiar așa, calculator. Calculator. Este calculatorul pe care îl oferă, oferă cei de la Google. Și cum putem să uh, efectuăm acest calcul. Uh, radical din ce este aici. Păi scriem radical, avem uh, acest instrument aici, radical din cine din 3,16 la pătrat, 3,16 la puterea a doua. Pentru putere, folosiți acest buton. Minus 1 la pătrat sau minus 1, minus 1. Închidem paranteza, egal. Și ne oferă acest rezultat, și anume 2,99. Deci, rezultatul este aproximativ 2,99. Prin rotunjire ar fi 3 metri. Deci, um, înălțimea acestui perete este de 2,99 metri, iar rotunjit ar veni 3 metri. Hai să vedem dacă în GeoGebra avem acest rezultat. Dacă bifăm aici, arată lungimea înălțimei peretului. Observați, într-adevăr, lungimea era de 3 metri. Evident, cu cât uh, încerc, cu cât iau mai multe zecimale aici, cu atât este mai aproape de realitate acea aproximare. Voi considera că aici lungimea este 3. De fapt, uh, și de aici am plecat. Atunci când am găsit lungimea lui AB, m-am folosit de faptul că acesta aici era 3, aici era 1, 3 la pătrat, 9 și cu 1, 10, radical din 10. Dacă vom calcula, radical din 10 este 3,16 cu aproximație. Și exact așa am luat aici. Dar vă observați că în mod normal ar trebui să iau cu mai multe zecimale pentru ca rezultatul să fie exact 3 în momentul în care înlocuiesc aici. Dar 2,99 este o aproximare foarte bună. Acum, după ce am găsit lungimea, înălțimea peretului, haideți să vedem acum cât este măsura unghiului dintre scară și latura AC. Sau sol, să spunem așa. Pentru a găsi acest unghi, hai să-l notez cu alfa, voi folosi o funcție trigonometrică, de exemplu, tangent de alfa. Tangent ar fi cateta opusă, Supra cateta alăturată. Cateta opusă este 3, cateta alăturată este 1. 3 pe 1 ar veni 3. Și acum ne interesează cum găsim unghiul dacă știu că valoarea este. dacă tangenta are valoarea 3. Vom folosi tot acest instrument oferit de... Vom folosi tot calculatorul oferit de Google. Uh, am recomandat, recomand acest calculator pentru că este accesibil, oricine poate avea, uh, poate scrie ușor pe Google calculator și îl găsește imediat. Uh, cum găsesc cât este acest unghi? Uh, pentru început, haideți să vă arăt cum găsim, de exemplu, știm că sinus de 30 de grade ne dă 1 pe 2. Haideți să vă arăt întâi cum utilizăm aici sinus, avem funcția trigonometrică sinus de 30 de grade, ar trebui să ne ofere programul rezultatul 1 pe 2. 1 pe 2, rezultatul acolo ne este oferit sub formă de fracție decimală, ar fi 0,5. Ia să vedem, ne oferă acest rezultat, sinus de 30 de grade este 1 pe 2, adică 0,5. Și observați că nu ne este dat rezultatul acesta. Din ce cauză? Pentru că întotdeauna când utilizăm acest program, trebuie să avem grijă în ce lucrăm. În radiani sau în grade. Vă, întotdeauna trebuie să bifăm întâi înainte de a, începe rezultatul, de a începe rezolvarea sau utilizarea acestui program, să alegem în radiani dacă lucrăm sau în grade. Vom lucra acum în grade, de aceea am bifat să fie aici gradele bifate și acum haideți să verificăm dacă sinus de 30 de grade este egal cu 1 pe 2, adică 0,5. Întotdeauna, de fiecare dată, să verificați acest lucru, să verificați pentru sinus de 30 de grade, de ce? Pentru că știm că valoarea este mereu aceeași, 0,5. Acum, cât este... Să mai verificăm o valoare. De exemplu, cu sinus de 60 de grade era tot 1 pe, 1 pe 2, adică 0,5. Să vedem, obținem același lucru, cosinus de 60 de grade, 0,5. Deci totul este în regulă acum. Și acum, cum găsim? Uh, Imaginați-vă următoarea situație. Căutăm sinusul unui unghi pentru care știu că valoarea este 1 pe 2, adică practic este situația inversă față de cea de sus, adică mă interesează sinus de câte grade ar fi 1 pe 2. Și pentru acest lucru există o funcție care se numește arc sinus, și anume, pentru a obține funcția arcsinus, apăsăm aici in. Observați acest buton care scria sinus, scrie acum sin la minus 1. Dăm click și scriem arcsinus. Arcsinus de cine? Ar sinus de valoarea de aici, de 1 pe 2. Scriem aici 1 împărțit la 2. Și dacă, dacă scriem egal, observați, ne returnează unghiul, adică 30 de grade. Adică, în momentul în care vă propuneți să aflați sinusul unui unghi, și știți cât este rezultatul acesta de aici, să zicem că ar fi 0,4. Și ne interesează pentru ce unghi sinusul ar fi 0,4. Cum procedăm? Mai arăt încă o dată. Resetăm, resetăm aici. Deci, apăsăm aici ca să ne avem posibilitatea să introducem arc sinus. Și ne interesează, ne interesează sinus de câte grade este 0,4, și calculăm arc sinus de 0,4. Și ne va da exact, rezultatul de aici va fi exact unghiul pe care îl căutăm noi aici. Uh, Haideți să verificăm. Deci, arc sinus de 0,4. Și ne oferă 23,57. Deci, aproximativ 23. 0,57 de grade este valoarea de aici. 23 este o valoare aproximativă, pentru că acest număr este un număr irațional, dar este o aproximare foarte bună atunci când vrem să în practică avem nevoie să aproximăm lungim, lungimile unor laturi sau măsurile unor unghiuri. Haideți acum să revenim la ce ne interesa pe noi. Pe noi ne interesa tangenta cărui unghi este 3. Pentru asta, alfa va fi arc tangent de 3. Cum formăm pe calculator arc tangent de 3? Resetăm. Aici vedeți că scrie tangenta. Arc tangenta este tangent la minus 1 de 3 și ne oferă valoarea 71,56. Evident că este un număr irațional, are infinitate de cifre, dar noi aproximăm la 71,56. Scriem aici. Alfa este aproximativ 71,56. Ia să vedem. GeoGebra ne oferă măsura acestui unghi 71,56. Observați că ne oferă 71,57. De ce? Pentru că în GeoGebra Uh, ce face programul? Vedeți că după 6 urmează 5. Când face rotunjirea la două zecimale exacte după virgulă, aici ar fi în 5, cifra de aici se transformă în 7. Dacă aici ar fi fost 4 sau o cifră mai mică, atunci ar fi fost exact 71,56. Pentru că aici este 5, rotunjind vine 71,57, exact cum Uh, am găsit noi mai devreme. Haideți să aflăm, și măsura acestui unghi. Cum aflăm? Revenim aici. Deci, aici era 71,56. Uh, așa am găsit grade, o valoare aproximativă. Haideți să vedem cât este măsura unghiului între scară și perete. Pentru acest lucru, ce aș putea să folosesc. Aș putea să folosesc, dacă aș nota unghiul ăsta cu beta, să zicem, aș putea să folosesc o altă funcție trigonometrică care fa să fac legătura cu astea două. Adică aș putea să mă folosesc de, uh, de exemplu, tangent de, tangent de beta. Cum calculăm uh, tangenta lui beta? Tangent de beta este cateta opusă, AC, Supra cateta alăturată BC. Cateta opusă este 1 supra 3. Iar beta, așa cum am zis, trebuie să calculez arc tangent de 1 pe 3. Ia să vedem ce ne oferă calculatorul. Ca să obținem arc tangent, a, dăm clic aici. Arc tangent de 1 pe 3, 1 împărțit la 3, ar fi 18,43. Scriem aici aproximativ 18,43. Asta ar însemna că măsura acestui unghi este aproximativ 18,43 de grade. Ia să vedem, este într-adevăr așa. Să vedem dacă și programul GeoGebra ne oferă același rezultat: 18,43 de grade. Deci este în concordanță exact cu ce am calculat și noi. În practică, așa cum observați, în momentul în care Trebuie să determinați măsura unui unghi, folosiți întâi noțiunile studiate, iar în final, pentru a găsi măsura unui unghi cu exactitate, aveți posibilitatea să folosiți un calculator și să determinați o valoare aproximativă pentru lungimea acelei laturi sau măsura acelui unghi. Evident, dacă nu avem la dispoziție un calculator, am putea să utilizăm sunt, există și tabele în diverse cărți cu valorile funcțiilor trigonometrice. De exemplu, haideți să vă arăt să micșorez aici și să vedeți că putem să utilizăm și anumite tabele. De exemplu, dau un exemplu. Mă interesează dacă într-adevăr valoarea de aici este corectă. Adică dacă unghiul este de 20 de grade, să verific dacă valoarea sinusului este 0,342. Și calculăm sinus de 20 de grade. Sinus de 20 de grade este 0,342. Vedeți? Observați aici. Îmi sunt prezentate primele trei cifre zecimale. În realitate sunt o infinitate de cifre. De aceea noi lucrăm cu niște valori aproximative. Acum, situație inversă. Să zicem că în urma unui calcul obțin că sinusul unghiului este 0,342. Să vedem dacă obținem unghiul corespunzător. Și calculăm, pentru a găsi unghiul corespunzător, calculăm arc sinus de această valoare și ar trebui să ne dea ceva apropiat de 20 de grade. Haideți să calculăm arc sinus de 0,342 arc sinus de 0,342 ne este oferit rezultatul 19,99. Observați este o valoare foarte apropiată de uh, 20 de grade. Evident dacă aș fi luat aici pentru 0,342 luam o valoare cu mai multe cifre zecimale mai devreme, atunci când am re, uh, returna valoarea pentru Uh, arc uh, sinus ar fi fost exact 20 de grade și chiar am să vă arăt acest lucru. De exemplu, sinus de 20 de grade este acest rezultat. Iar uh, acum vreau să calculez arc sinus de rezultatul de mai devreme și scriu arc sinus de rezultatul de mai devreme, vedeți scrie aici ANS. Dau clic aici pe răspunsul anterior. Și, observați, îmi returnează exact 20, așa cum era de așteptat. Deci, noi, practic, aici, în tabelul acesta, avem niște valori aproximative, o valoare aproximativă pentru funcția trigonometrică. Analog se poate calcula pentru cosinus, tangent, cotangent. Cu speranța că ați înțeles toate aceste informații, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!